Fermierii din Mehedinți care au depus cereri de finanțare pentru programele destinate zonelor defavorizate vor primi sumele restante până la finalul anului. Agenția de plăți și intervenție în agricultură efectuează până la sfârșitul anului 2013 plăți pentru fermierii aflați în zonele defavorizate, respectiv pentru fermierii ce utilizează terenuri agricole și care și-au depus cereri pentru următoarele măsuri. Măsura 211, sprijin pentru zonele montane defavorizate, măsura 212 pentru sprijin pentru zone defavorizate altele decât zonele montane, precum și plățile de agromediu. Agenția de plăți și intervenții în agricultură va face ordinele de plată către fermierii mehedințeni zilele următoare. Din numărul total de 31.742 de cereri depuse pe campania SAPS 2013, cu o suprafață eligibilă de 185.108 hectare, au fost autorizați la plată pe axa 2 un număr de 14.317 ferme. Acești fermieri au beneficiat în cursul lunii septembrie de avansul de 75%, urmând ca diferența de 25% să fie efectuată până la finele anului. Un alt sprijin pentru fermierii români constă în subvenția la motorină. Cei care nu și-au depus încă cererile de subvenționare a combustibilului utilizat în agricultură mai au timp până în 31 decembrie.